Salutare tuturor, sunt Sorry Shadow, iar acesta este review-ul meu al Androidului 6.0 pe terminalul Huawei pe 8 Lite. Deci nu este încă disponibil la noi în țară, eu l-am descărcat de pe internet și vă voi pune în descriere un link despre cum îl puteți instala și dumneavoastră. Să trecem la interfață. Interfața telefonului este una nouă, fresh, exact cea de pe Huawei pe 9 Lite. O interfață ce mie îmi place mult mai mult. În mare parte neschimbată, dar are tot, este interfața de la Huawei cu EMUI 4.0, nu știu dacă vedeți. Așa vă și arăt că, dacă și-a schimbat și culoarea, Android 6.0 Marshmallow. Am o problemă cu camera și pentru a vă arăta mai ușor restul de funcții, voi accesa noua funcție a telefonului de aici din bară, înregistrare ecran. Și așa voi continua review-ul. Cum ziceam, acesta este review-ul meu al Androidului 6.0 pe Huawei pe 9 Lite. Cam așa se și aude microfonul telefonului, vocea mea în microfon. Iar aceasta este o nouă funcție superbă pusă de cei de la Huawei pe terminalele lor în EMUI 4.0, cea de înregistrare a ecranului. Este foarte bună pentru cei care fac review-uri pe YouTube, mai ales pentru asta cred că a fost făcută, pentru a putea înregistra jocuri, orice altceva. Ce este nou în acest meniu? În primul rând, ce am descoperit eu, slide-urile. Când intrăm, de exemplu, în setări, avem alte slide-uri, vedeți cum glisează imaginea din partea dreaptă spre stânga. În setări, ce este nou la acest sistem de operare față de vechiul 5.0? În afișare, dacă vă amintiți înainte, aveam traficul de internet, acum nu-l mai putem activa, să-l vedem în bara de notificări de sus. La panoul de notificări, acțiuni de tragere, trageți în jos, din stânga, afișării, fila de notificări. Aceasta este opțiune nouă, dacă tragem din partea stângă, uite ce mult aici, mult înregistrare. Dacă trag din partea stângă, vedem notificările. Dacă trag din partea dreaptă, vedem comenzile rapide. În comenzi rapide, pe lângă modul de înregistrare ecran, mai avem nou și Mirror Share, nu mai este Miracast. Nu am reușit niciodată să îl activez pe un Smart TV de la Philips. Nu știu de ce, am avut alte telefoane de la Huawei la care a mers, la acesta nu merge. Blocare ecran, nimic nou. Asistență inteligentă, bara de navigare, o putem modifica, buton comenzi rapide, control mișcare, la fel ca înainte, răsturnare, desenarea anumitor litere pe ecran pentru a deschide aplicații, atingere dublă, comandă vocală, apelare rapidă, este un mod super. Deci, exact cum scrie aici, apelarea rapidă vă permite să inițiați apeluri când ecranul este oprit. Cu ecranul oprit al telefonului, țineți apăsat pe butonul de volum down. După ce telefonul va face un bip, rostiți numele unei persoane din contacte, iar telefonul... Cum ziceam, să vă arăt funcția de apelare rapidă cu ecranul stins. Ecranul telefonului este stins. Țin apăsat pe butonul de volum down și rostesc numele unei persoane din agenda. David. Telefonul recunoaște și sună. O aplicație super tare. Hai din nou. Alexander. Sună pe oricine din meniu. Să revenim la videoclip din meniul telefonului. Cum ziceam, v-am arătat funcția de apelare rapidă, o funcție foarte utilă. Știu că videoclipul se mișcă cam cu lag, dar cam acesta este telefonul
procesorul telefonului nu prea face față la această funcție, a fost mai degrabă făcută pentru noua generație de P9 Lite, P9, dar este o funcție interesantă. Ce mai avem la asistență inteligentă? Interfață cu o mână le aveam și înainte. Pornire și oprire programată. Cred că era și înainte. Comanda vocală este nouă. ID Huawei. O funcție nouă. ID-ul Huawei se folosește pentru conectarea la mai multe servicii Huawei și pentru a vă bucura din plin de experiența Huawei. Eu nu utilizez Huawei Cloud sau Huawei Health, Huawei Gear, nu am un cel de la Huawei, dar cu această aplicație puteți conecta toate conturile într-unul singur. Aplicațiile telefonului, restul de widget-uri din setări au fost puse la setări avansate, data și oră, limbă și de intrare, memorie, stocare, manager, baterie, toate. Mirror Share, imprimare, Huawei Print Service, este utilă. Despre telefon, EMUI 4.0, versiunea telefonului, versiunea Android 6.0. Nu mai avem un joc cum aveam pe Android 5.0, sau cred că avem, doar că nu merge pe telefonul ăsta, nici înainte nu a mers. Flappy Bird, la ciudat, vedeți, iese. Alte date despre telefon pe care le știați. Alte lucruri noi. Galeria arată la fel. Un mod nou și interesant. Avem mod profesional la camera foto. Să și intru în setări. Cum opresc blitzul de aici, așa. Profesional. În modul profesional avem control al ISO, autofocus. Nu le știu pe toate, dar pentru un profesionist sunt foarte utile. Nu avem, din păcate, ceea ce mi-aș fi dorit, ce văzusem pe Huawei P8. P8 Lite 2 nu a avut Live Painting, unde puteți face fotografii foarte interesante cu mașini în mișcare, noaptea și tot felul de chestii. Nou în instrumente. Ce mai avem nou? Busolă, luată cam de pe iPhone. Dacă ținem telefonul orizontal, va arăta așa, dacă îl țin vertical, îmi arată și camera. Interesantă, un widget util. În plus, în bara de notificări vedem bateria arată altfel, cu procentajul în ea sau în exterior, că eu am ales să fie în interior. Huawei a ales două melodii noi. Dream It Possible. Să vedem dacă se și aude. De acum avem și modul. Avem instalat modul DTS, un mod foarte bun, pe care căruia i-am simțit lipsa pe Androidul 5.0. Se aud mult mai bine melodiile în căști, din păcate doar în căști. Pe fostul meu telefon, pe P6, se auzeau mai clar. Se auzea și în difuzor. Asta e. În rest, mai nimic nou. Putem zice că e doar o temă a vechiului Android. Aplicațiile se închid așa acum. Sau de aici le închidem pe toate. Nu mai avem atunci acel multitasker pe care l-aveam înainte. Când țineam apăsat pe acest buton, intram dintr-o aplicație în alta, acum nu mai e. Nu știu, mi se pare mult mai iOS acum. Și cam atâta. Nu am descoperit chiar toate noile funcții ale telefonului, dar până acum am fost foarte încântat de el. Nu am descoperit nicio problemă. Dacă doriți și dumneavoastră să vă instalați acest sistem, acest update al sistemului de operare, vă voi pune un link în descriere către videoclipul meu. Da, mai devreme am descoperit că și înregistrarea ecranului are o limită de dimensiune.
Cum ziceam, dacă doriți acest sistem de operare să faceți acest upgrade, vă voi pune un link în descriere cum puteți și dumneavoastră să vă updatați Huawei pe 8 Lite la Android 6.0. Sunt mai mult decât sigur că acest update nu vă va pierde garanția, chiar dacă nu este luată de pe site-ul oficial al Huawei. Este update-ul oficial al Huawei pe 8 Lite. Este update-ul lui, nu este cyanogen mode, nu este nimic. Toate cele bune. Cum îl închid? Așa.